În primăvara asta avem parte de niște surprize, ce pentru noi înseamnă și o amintire plăcută din tinerețile noastre, ca să nu mai vorbesc că ale noastre tinereți sunt de fapt copilăriile altora. Alături de mine două persoane interesante, domnul Radu Timiș, director de la Cristin. Bună dimineața! Să folosiți microfonul. Și Luiza Lucuța, pe care parcă o cunoaștem de undeva, cum ar spune colegii de sâmbătă seara. Bună dimineața! O să vă spunem de unde o cunoaștem, dacă nu cumva v-ați dat seama deja în ceva momente. Domnule Radu Timiș, ce ne pregătește Cristin în primăvara asta? Cristin lansează o nouă campanie a lui Salam Săsesc și sigur că da, și caută noile vedete. Luiza a fost o vedetă fabuloasă și sperăm ca cei 8 noi vedete pe care le vom alege la sfârșitul campaniei să se ridice la măsura pe care a făcut-o Luiza. Este o campanie în care nici noi nu știm, cu totul inedită, în care nici noi nu știm cum va fi. Consumatorii noștri își vor alege noile vedete, iar în decursul desfășurării promoții, da? Vom afla și noi care vor fi rezultatele deosebite a acestei noi campanii. De fapt, ce ați făcut? Ați construit o platformă care se găsește pe internet la www.superstar.cristin scris împreună.ro, da? Deci www.superstar.cristin scris împreună.ro. Asta este platforma, o putem vedea chiar aici. Putem să ne uităm la participanți sau, mă rog, să-i vedem pe cei care s-au înscris deja. Mecanismul fiind foarte simplu, vă filmați copilașul, nepotul, da, sau persoana care, pe care o aveți el în spune grijă. Salam Săsesc și dacă îi pune întrebarea, dacă tu ai fi mama, ce mai pune să fac? Și el răspunde cu un lucru inedit. Ăsta este și un criteriu de partajare. Vedeți câți copilași sunt deja înscriși pe platforma care a fost lansată acum câteva zile și nu mai mult. Astăzi marcăm, eu știu, momentul oficial. Atenție, superstar.cristin.ro. Între 3 și 7 ani de are copilul dumneavoastră, puteți să-l înscrieți pe platformă filmându-l, eu știu, cu telefonul mobil, nu? Sau cu o cameră din dotare. Înscrieți filmulețul acolo și convingeți-vă prietenii, rudele, colegii de serviciu să vă voteze copilașul, pentru că în premieră consumatorul alege viitoarea vedetă a videoclipului sau, mă rog, a spotului publicitar. Pe Luiza vă spuneam că parcă o cunoaștem de undeva. Bună dimineața încă o dată, Luiza. Bună dimineața. Poți să-mi spui și mie Salam Săsesc? Salam Săsesc. Vedeți? E micuța din reclama cu Salam Săsesc, ce a fost poate primul viral din România anilor 2000, nu? Să fie vreo 10 ani de la campania asta, 12 chiar. O vedeți și pe platformă, așa arăta Luiza, sunt convins că imaginea ei a rămas întipărită. Ți-a schimbat cumva viața, munca asta de actor, că de fapt erai un actor într-un clip super difuzat? Da, într-un fel, în multe feluri. Tot timpul când mergeam la o școală nouă sau așa și se afla că eu am fost fetița din reclamă, toată lumea: tu ai fost, Doamne, din cauza ta am mâncat Salam Săsesc, vai, te-am iubit! Mai mult datorită, da? Ești poate primul copil celebru apărut într-o reclamă sau devenit celebru după ce a apărut într-o reclamă. Ai simțit în anii ăștia că ai mai vrea să joci în așa ceva? Că ai mai vrea să intri într-un spot publicitar? Pentru spoturi publicitare, sincer, nu. Aș recomanda asta copiilor mici, dar nu știu, nu mi se pare că este pentru mine să apar la TV așa. N-ai vrut să apar la TV. Da, no. Este o șansă pentru cei mici de acasă să apară, nu? În poate viralul ceva, sau spotul ceva deveni viral foarte curând. Domnule Radu Timiș, ce mai avem de adăugat? Campania Salam Săsesc întotdeauna a fost cea care a fost motorul brandului Cristin și Luiza a făcut parte din acea emoție puternică care a reușit să schimbe modul de a percepe un produs alimentar și să lege acest produs de emoții. Și îi mulțumesc cu această ocazie din nou Luizei pentru succesul pe care l-am avut împreună și sper ca noi copii să poată transmite același lucru. Să mai facem câteva precizări.
Vă spuneam de platformă. Superstar.cristin.ro e platforma pe care puteți încărca filmulețul vostru. Amănunte despre campanie găsiți chiar aici. Trebuie să vă convingeți copilul să spună salam Săsescu odată și mai apoi să răspunde la întrebarea: dacă ai fi tu mama mea și eu copilul, ce mai pune să fac? Să vedem ce răspunsuri interesante primiți. Publicul accesează site-ul, își votează favoriții. La sfârșitul fiecarei săptămâni, în ordinea voturilor, sunt desemnați 5 copii favoriți ai publicului. Din acești 5 copii, un juriu format din 2 reprezentanți ai departamentului de marketing de la Cristin, regizorul spotului, că el lucrează cu micuțul, și desigur un director de creație de la agenția de publicitate, vor selecta 2 finaliști. Până pe 14 aprilie vor fi anunțați cei 8 copii. Și este fabulos că deja avem 100 de copii și peste 210.000 de accesări pe YouTube. Deci este o campanie extraordinar de incitantă și atractivă. Și mulțumim consumatorilor noștri că au încredere mai departe în Salamul Săsescu. Mulțumim și noi că ați trecut în dimineața asta pe la noi, domnul Radu Timiș, care este directorul Cristin, și Luiza Lucuța, prima vedetă a unui spot realizat de Cristin în România. Mulțumim tare mult, să aveți baftă, la neața vă ținem la curent cu ce se întâmplă pe această platformă în fiecare dimineață. Ba mai mult, aici veți vedea și finaliștii sau chiar marele câștigător, cel care va juca în spotul Cristin. Mulțumim tare mult, să aveți o dimineață glorioasă! Mulțumim la fel. Domnilor, domnilor.